Deși este boboc în funcția de președinte al Organizației Municipale de Femei PSD, Mirela Dela are deja o serie de proiecte ambițioase pentru perioada următoare, proiecte ce vor fi puse în practică alături de colegele din organizație. Unul dintre aceste proiecte vizează pe elevii de clasa a 12-a, care, sub egida unei școli de duminică, sunt invitați la ore de meditații gratuite, în care să-și desăvârșească pregătirea pentru examenul de bacalaureat. Disciplinele ce vor fi susținute în vară, respectiv toamnă, pentru prima și a doua etapă a bacalaureatului, limba română, matematică, fizică, chimie, în funcție de profil, istorie, geografie și limbi străine. Am luat deja legătura cu colegele noastre, doamnele profesoare, și ne sprijină, sunt de acord să vin aici, duminica, o oră, două, cât se consideră necesar, și fără niciun fel de stimulare financiară, să susțină aceste ore de pregătire. Pregătirea, după cum vă spuneam, este gratis și aș vrea să anunț că pot participa toți elevii claselor a 12-a, indiferent de alte orientări, sunt invitați aici la sediu și se pot înscrie până pe data de 22 aprilie 2013. Vom avea la secretariatul PSD pe cineva tot timpul pregătit să-i aștepte și să facă înscrierile. Mirela Dela spune că proiectul Școala de Duminică este o inițiativă venită din dragoste pentru elevi, dat fiind faptul că în rândurile PSD Giurgiu sunt multe cadre didactice care își doresc ca elevii să obțină rezultate cât mai bune la bacalaureat. Știți foarte bine că în această perioadă ei se pregătesc intens pentru examenul de bacalaureat. Simularea nu reflectă întotdeauna nici nota pe care o vor obține și cu atât mai mult nivelul lor de cunoștințe încă nefiind încheiată materia. Deci este orientativă.